Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Peste unii dă norocul și nici nu-și dau seama, se sperie îngrozitor. O femeie din Florida s-a speriat de moarte, ci că ea s-a dus la bancomat să scoată 20 de dolari și în cont a descoperit că are așa, stai așa, o cheamă, are importanță? Giulia. Giulia Ionkovski, Largo Florida. Avea așa 999 de milioane, 985 de mii, 855 de dolari și 94 de cenți. Deci, practic, un miliard de dolari fără ceva mărunțiș, 15-20 de mii de dolari mai. Abia asta e intrigant. Unde-s banii aia? Asta am întrebat și eu. Cine a luat? Da. Era dobânda băncii. Doamna, 60 de anișor, s-a alarmat teribil. Tot weekendul n-a făcut nimic altceva decât să încerce să înapoieze banii la bancă. Și aici vine răzbunarea. Aici îmi place mie. A sunat, zice presa, însă robotul telefonic al băncii pur și simplu nu a reușit să înțeleagă problema și nu a direcționat către un operator uman. Deloc. Ba, deci adevărul este... câteodată te apucă pandaliile că nu reușești să dai de operatorul uman. Da. Și robotul ăla te tot... Da. Am sunat și eu în urmă cu ceva timp. Bună! Sunt Vasilica, sau cum o cheamă pe roboțica aia. Spune-mi problema ta și încerc să te ajut. Știi? Și în momentul ăla vorbesc cu... Trebuie să fiu politicos când vorbesc cu robotul sau pot să înjur direct robotul? Adică robotul are sentimente dacă... Dar fiind o doamnă robot sau o domnișoară, parcă nu-ți vine. Știi, dacă ar fi un domn robot, l-ai luat la... Da. Am o problemă cu o încasare. Ai o problemă cu o mișcare? Nu, nu am încasat niște bani. Ne pare rău. Nu am reușit să înțelegem problema. Și sunt, ești blocat, știi? Și ca să ajungi la un robot, oricum trebuie să stai să aștepți. Și nu poți să vorbești cu umanul. Și neputând să vorbești cu umanul, te enervezi. Da. Robotul simte, în schimb, dacă problema e la ei sau la tine. N-a simțit în cazul ăsta. Păi, aici, da, n-a simțit. Roboții americani sunt și mai tonți. Mă rog, dar în cazul tău a simțit că problema e la ei și ți-a închis. Deci eu așteptam niște bani, banii nu veneau, ei fuseseră trimiși. Unde sunt banii mei? Robotul mi-închidea telefonul. Ce pot face? Ce poți face în situația asta? Deci robotul ăla se comportă ca un om, de fapt, știi? Când ai să iei bani de la el, nu-ți răspunde la telefon, îți închizi, zice, înțeleg ce spui, se pierde semnalul, mai sunați-ne mâine, știi? Revenind la doamna, femeia zice așa, am vedetă locală, am venit televiziune, am intervievat-o, am fost îngrozită când am văzut miliardul de dolari în cont. Da. Știu că majoritatea oamenilor ar crede că au câștigat la loterie, dar eu am fost pur și simplu îngrozită. Am văzut în presă cazuri cu oameni aflați în aceeași situație care au scos banii și apoi au fost obligați să-i înapoieze. Asta de până de la tragedie. Dramatic. Nu aș face asta, pentru că nu sunt banii mei. Așa e, bravo. Mă cam sperie toată povestea asta, pentru că știți ce probleme sunt cu amenințările cibernetice. Când găsești un miliard de dolari în cont, exact, ești victima unei amenințări cibernetice. Mă gândesc, asta e. Deocamdată nu se știe ce eroare s-a produs, scrie gazetarul de la Digi24, dar Giulia este dornică ca banii să-i fie luați din contul ei cât mai curând, ca să poată dormi liniștită. Luați-i de pe mine! Păi, să nu-i văd! Hai că vă ajutăm noi! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.